Avem și la noi peisaje. Știu pe cineva care a vândut cel mai tare peisaj din România până la ora asta. Nu știu dacă îl știi și tu. Mi se pare că cu imagine de la Măgura. Cu trei copăce. Da. Acum e mult spus vândut. Până la urmă a fost un exercițiu. Și să studiem, așa am învățat. Citeam despre ceva și hai pe teren să aplic chestia asta. Așa am, tot timpul așa am învățat eu fotografie. N-am cursuri, n-am școli, n-am, sunt un afond din punctul ăsta de vedere, dar m-am autoeducat, așa, cu ce am putut, cu toate mijloacele. Însă ce făceam? Am citit eu într-un articol despre linii directoare în imagine, care te duc cu privirea prin imagine și pur și simplu în tura aia de weekend la peștera Măgura, eu mă uitam numai după linii, gărdulețe, copăcei, linii, orizontul cu nu știu ce, deal, cu, pur și simplu asta urmăream. Și până la urmă aia e rezumatul cel mai bun al liniilor directoare, imaginea aia, că e gardul la care merge în zigzag așa prin imagine și te oprești un pic asupra copăceilor și iar îți vezi de treabă mai departe. Senzațional. Deci e un exercițiu, o imagine, exercițiu care până la urmă a fost cea mai bună imaginea mea vreodată. Greu cu genera sunet în infraroșu, nu știu. Ca și multe imagini în infraroșu am văzut selectate acolo. Îmi plac, da, senzațional. Ați avut o mână... Ați avut o mână senzațională. Aș continua treaba asta cu infraroșu, mi se pare o chestie demențială. Da, din păcate, uite, stă într-un sertar, aparatul nu l-a mai scos de mult, dar cât de curând. A fost urât, au fost 5 luni de ploaie și nor, iar infraroșu, dacă n-ai un pic de soare, știți bine că Și acum, cum a început vremea bună, ăla e mic, pot să-l am tot timpul cu mine, o să încep să iau iar aparatul. Ce pentru super. Că, da, imaginile sunt altceva, din altă lume. Sunt foarte curios să le văd, sunt foarte curios. Îmi plac foarte mult. Și aveți o... V-ați format un ochi, o mână, o... Ce e? Ceva senzațional, senzațional. Este într-adevăr exact probabil cum ar fi de tras pe format la, că trebuie să zic, la fel și cu infraroșu, că nu merge, adică atunci când mai lumină bună de fotografie în vizibil, în infraroșu nu e nimic spectaculos. Iar când te duce lumina aia bună de vizibil și poate îi zice, eu nici nu scot aparatul, atunci e bine să-l scoți pe la infraroșu, de cele mai multe ori. Ce frumos! Când sunt umbrele alea puternice, contraste senzaționale, vegetație, cer, atunci ies lucrurile interesante. Ce frumos. Deci în miezul zilei, când în mod normal l-ai trage în infraroșu, asta e bine, că ți extinde timpul de fotografiere. Dimineața și seara tragi apus răsărit în vizibil și în miezul zilei, când toată lumea pe la umbră, tu te duci și pozezi în infraroșu. Senzațional, senzațional. Am văzut de curând imagini de ale tale absolut stupefiante, de extraordinare, niște imagini cu o încărcătură emoțională fantastică, fantastică. Mi se întâmplă să... Cred că știți foarte bine, trebuie să fii într-o stare din aia, nu știu, într-o zonă zen, așa, atunci când reușești o imagine bună. Și se aliniază un pic planetele, așa, ai și lumină bună, ai și starea necesară, ieși în locul potrivit, se întâmplă să și vezi unghiul care trebuie. Alte ori, cum vă arătam imaginea aia de ieri, subiectul era fantastic, dar n-a reușit să-l scot în evidență atât de bine cât aș fi vrut. Nu a fost să fie, da, se întâmplă. Ce frumos! Lumina era bună, subiectul era frumos, dar fotograful nu era ce trebuie în momentul ăla. Ce frumos, ce frumos! Încă n-ai simțit nevoia să treci la format mare, nu? Nu am simțit nevoia, m-am jucat un pic pe film cu un, ce era, doamne, un pentacon fix, dacă nu mă înșel, fratele meu a tot colecționat tot felul și în continuare are zeci, dacă nu sute de aparate vechi și la un moment dat a avut un pentacon fix care funcționa, nu a gătat filmul, celebra lor problemă, și a zis, bă, dă-mi și mie un pic să mă joc cu el. Mi-a dat și un obiectiv sau două, am cumpărat câteva role de film. Nu știu, îți trebuie experiența
încercărilor, a timpului, a nu știu ca să ajung să gândești în format mare. Și eu n-am reușit. În schimb, nu mai pot să trag în format mic, în APSC sau mai mic, micro 4x3. Da. Eu am avut blogul, mi-au trecut multe camere prin mână la teste, mi-au plăcut tehnologii superbe în ele, numai că nu mai gândesc imaginea decât în format full frame. Adică știu, bă, am 24 pe aparat, știu exact ce poză o să-mi iasă. Am 85-ul, știu exact unde să mă poziționez, cum să-mi încadrez. Chestiile astea vin cu timpul, probabil, și dacă te-au intrat în sânge, da. Da. Poate în vreme când deja ești mai rezistent la schimbare, ajung și eu la vârsta aia. Tu ai avut unul dintre blogurile cele mai importante pentru prezentarea tehnologiei și pentru noutăți și pentru chestii de domnul. Te chinui foarte mult, adică a fost o muncă senzațională, senzațională și arăta foarte bine. Aia tot din pasiune a pornit blogging-ul și am făcut-o pentru mine, nu pentru alții. Și cam asta am făcut eu întotdeauna. Am zis, bă, dacă mie îmi place, atunci s-o mai găsi cândva cărora să le placă. Și la dovadă a fost că a fost destul de bine indexat, destul de bine vizitat. Dar de ce faci fotografie de păsări? Asta e o, cum să zic, o nouă nebunie, dar m-am apucat în 2018 de toată chestia. Vroiam de mult să fac, dar eram frustrat că n-am mai mult de 200 de milimetri. Și am zis, bă, în momentul când o să-mi permit, o să-mi iau un obiectiv. Și între timp a apărut 8400 la care știam de el că e fantastic, din review-uri, din... am fost și la lansare. Și am zis, gata, ăsta e. Mi-am vândut 70-200-le, că nu prea îl foloseam. La nunți, la chestii de genul ăsta, nu prea mai trag de mult cu teleul. Prefer să fiu acolo între oameni, să iau pulsul altfel. Și atunci teleul stătea cam degeaba, 2.8 ăsta, 70-200-le. L-am vândut pe ăla și cu banii de pe ăla mi-am luat 100-400-le, strict pentru hobby, pentru păsări. De ce păsări? Nu știu. Mi-au plăcut întotdeauna. Mi-a plăcut mereu să stau în natură. De-aia și când m-am apucat de fotografie, tot în natură am început fotografii în peisaje, cu prietenii, cu pedealurile din Șirmea, Peștera, Măgura, toată zona aia bătută la picior. Iar păsele au venit ca o extensie la chestia asta, cu peisajul, am zis să descoper mai bine natura. Și am început să le recunosc în grupuri care te ajută să recunoști o pasăre dacă ai fotografia și nu știi ce e și... Și ai început să umbli cu cataloage, cu obiceiuri, la ce oră vine să, unde să mănânce, ce să mănânce, să o aștepți. Nu, serios, folosești atrape, cum faci? Da, mi-am cumpărat, în primul rând, dacă intri în chestia asta, pe lângă un teleobiectiv, adică un minim 400 trebuie, unii se descurcă și cu 300, dar cam un minim 400 așa, pentru că nu știi să te apropii la început și nici acum, nu știu, după un an și... încă asta cred că e cel mai greu, să înveți să te apropii fără să te simtă pasărea. Da, ai nevoie de un determinator. Există Collins-ul, care e unanim recunoscut, dar este foarte apreciat și foarte bine documentat și te ajută mult să recunoști păsări, iar extensia la acest determinator, care e o cărticică pe care poți să iei de pe site-ul SOR, Societatea Ornitologică Română, este și aplicația tot a Collins-ului și mi-am instalat-o pe telefon, o am tot timpul la mine, are și sunetele, deci poți să asculti pasărea și să o recunoști și după cum cântă, chiar dacă nu o vezi, zici, bă, cam asta ar fi. Aha, deci pe aici e ceva. Extra. Și da, cu timpul încep să le recunoști, să le
comportament, să știi migrația. În plus, sunt oameni foarte experimentați care asta au făcut toată viața. Chiar dacă nu sunt fotograf, dar sunt toți rari, cum le zice noi. Ei mergeau cu binoclu de când se știu și le urmăresc și le studiază și atunci mai întreb la ăștia mai experimentați, băi, când vine aia sau cum o găsesc mai ușor sau după ce trebuie să mă uit când caut partele respectivă. Deci e o știință, nu? E o știință, nu e o întâmplare. Merg și am văzut o pasăre și am fotografiat-o, nici pe departe. La început așa, să zicem, că poate să te prindă. Da, vezi o pasăre, îți place, o fotografie. Dar cu timpul vrei mai mult de la... Vrei să vezi cum pescuiește un pescăraș albastru, o pasăre mică, superbă, cu albastru, trăveziu, verde, reflexii, cu galben, cu maro, care pe cât de stridentă e, când se pune într-un stuf sau ceva, nu o mai vezi. Nu știu cum naiba funcționează natura asta. Probabil că zici că e... stuful cu reflexia apei albastre, cu... deci pur și simplu dispare, dacă te-ai luat un pic ochii de pe ea, nu mai vezi. Este camuflajul ăsta al păsărilor, e ceva ce mă fascinează cel mai mult. Cred că de acolo a pornit toată nebunia.